Cum să reechilibrăm relația dintre adult și copil și cum redefinim normalul în societatea zilelor noastre, ținând cont de bagajul emoțional al fiecărui individ. Sunt două teme foarte interesante ce vor fi abordate în cadrul unei conferințe susținute în România pe 16 și 17 octombrie de Gabor Mate, medic și expert renumit specializat în adicții, traumă, dezvoltarea copilului și relația stres-boală. Discutăm despre acest subiect cu invitații mei, Sorin Lucaci, psiholog, și Diana Vasile, președintele Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei. Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație. Ne bucurăm că suntem aici. O mare plăcere și de-abia aștept să vorbim despre ce sunt mai evenimentul anului, aș putea să-i spun. Gabor Mate vine din nou în România, da? O plăcere, o onoare, dacă se poate să se mute în România, ar fi minunat. Ar fi minunat, da. Își lansează și carte, da? Vreau să povestim despre toate aceste lucruri, ca să știe telespectatorii, da? Să se înscrie, să cumpere bilete, așa. Eu am să o las pe, fac o scurtă introducere și apoi o las pe Diana. Ea este, de fapt, invitatul special, așa, pe care ți l-am promis. Gabor Mate, cum spuneai și tu, un evenimentul anului, faptul că vine la această conferință, revine în România. Și, doi, lansarea cărții, cred că cel mai important eveniment editorial, din lumea editorială al anului. Cartea sa, Mitul normalității, trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică, scrisă împreună cu fiul său, Daniel Mate, și chiar dimineață citeam pe Facebook, dintr-o postare a colegei mele, Andreea Tincea, care îi mulțumesc pentru că s-a ocupat de partea de traducere și de redactare a acestei cărți. M-am uitat la un citat în care Daniel Mate îi mulțumea lui Gabor Mate, deci niște cuvinte atât de frumoase, de emoționante, de pline de compasiune și de empatie, că, uite, tată, m-ai ajutat și pe mine, m-ai luat cu tine în această frumoasă călătorie, și este un lucru extraordinar. Așadar, Mitul normalității, carte care se află pe site-ul editurii Herald, momentan în precomandă. Se pot face precomenzi, după care vor veni și comenzile când ea apare de la tipar. Să apară cât mai repede. Diana! Așa, Diana, povestește-ne, mult, te rugăm. Și ție și lui Sorin. O plăcere. Ocazia aceasta este așteptată de noi de vreo 2 ani de zile. Deci de atunci o plănuiți. Nu, o plănuim de acum 4 ani, de când a venit prima dată în România și am discutat despre revenirea dânsului în București, și a fost cumva o bucurie de ambele părți să colaborăm și să avem posibilitatea să mai ținem un eveniment. Și e așa o plăcere, și am menționat acest lucru în interviu pe care l-am avut împreună, că fiind la București a semnat contractul pentru această carte. Și iată că la scurt timp după ce această carte a fost scrisă și lansată, avem un nou eveniment în București. Pentru mine asta este o bucurie foarte mare. În primul rând pentru că arată momentul de deschidere al lumii, al oamenilor față de aceste subiecte. Munca mea, munca lui, munca altor psihologi și altor medici în domeniul înțelegerii sănătății umane și a modului în care ea este afectată de experiențele stresante și traumatizante. Toate eforturile pe care specialiștii le-au făcut în a înțelege stresul și modul în care acesta se exprimă prin bolile noastre. Modul în care specialiștii au încercat să dezvăluie misterele acestui proces de îmbolnăvire și procesului de recuperare a sănătății. Sunt, în mine spun, în floare acum, și oamenii înțeleg că boala nu mai este ceva ce trebuie vindecat de către un medic, ci boala este ceva ce trebuie înțeles de propria persoană. În felul acesta îți setezi condițiile pentru recuperare și vindecare, îți setezi condițiile pentru creșterea calității vieții, îți setezi condițiile pentru creșterea relațiilor cu cei dragi ție și cu cei din jurul tău, și da, câștigi un plus de bine în jurul tău, așa cum Gabor Mate a câștigat o notorietate extraordinară în ultimii 4 ani. Așa este, doar că noi ne-am obișnuit, așa, apropo de cultura aceasta toxică, să trăim în tot acest stres, în supa asta a emoțiilor negative, încât parcă așa iei viața, că așa trebuie să fie viața, și eu nu știu să trăiesc așa. Pentru că omul este ființă socială și este adaptabilă, exact. Adaptabilă,
Și atunci, dar nu asta este normalitatea. El vorbește în această carte destul de voluminoasă, aproape 800 de pagini, vorbește despre atât de multe subiecte și vorbește despre faptul că starea noastră inițială este starea aceea de sănătate autentică, da? Iar noi cumva suntem pervertiți de această, și-o pun ghilimele de rigoare, așa zisă sau falsă normalitate, și că valorile unei culturi toxice, ale unei societăți moderne, contemporane, sunt în dezacord cu propriile noastre valori. Da? Și el chiar spune, nu vă scriu aici, în această carte, leacuri miraculoase, pentru că apare cuvântul vindecare în subtitlul cărții. Nu despre asta este vorba, ci faptul că natura noastră adevărată e aia normală, sănătoasă, din punctul nostru de vedere ca indivizi. Și uite ce s-a întâmplat pe parcursul. Și mai fac o mică remarcă, pentru că pomenea de Gabor Mate, că a venit acum 4 ani. Acum 4 ani, la conferința lui Gabor Mate, am lansat o altă carte senzațională, pe care eu o iubesc mult de tot, a lui Gabor Mate, și părerea mea este că această carte, Mitul Normalității, ar trebui citită împreună. Cu cealaltă, da. Cu cartea Prizonieri pe tărâmul fantomelor fometate. Pe tărâmul fantomelor fometate, prizonieri în lumea dependenței, pentru că el abordează în această carte Mitul Normalității dependențele, bolile, cum spunea Diana, relațiile pe care le avem. Se duce și în zona politicului, se duce în zona socialului, în zona dependenților, pentru că el cu asta s-a ocupat, zona dependenților de substanțe, cum apar bolile, vorbea Diana, la femei, și vine cu tot felul de... Uite mă, sunt sisteme medicale în Occident foarte bine puse la punct, nu le putem compara cu al nostru, și cu toate astea incidența bolilor cronice, cardiovasculare, boli degenerative, cancer și așa mai departe, este în creștere, foarte mare. Da, este creștere. Foarte mare, da. Dar uite, apropo și de traume și de stres și de tot ce se întâmplă, le cărăm cu noi în toate aspectele vieții noastre și ajungem și la, uite, ca părinți, de exemplu, ajungem și la relația dintre noi și copiii noștri, dacă e să ne facem așa un tablou și să ne gândim de câte ori nu suntem reactivi, de câte ori nu ne răstim la copil sau îl zmucim sau cumva... Iar trebuie să ne îndreptăm spre bagajul nostru emoțional, spre ceea ce am trăit noi și cumva să rupem firul ăsta, să putem să creștem niște copii sănătoși ca să nu reacționeze și ca noi mai târziu. Da, sigur. Ai spus un lucru important, să rupem firul. Asta este posibil în condițiile în care eu înțeleg că reactivitatea mea este... din nou un proces care se întâmplă, însă fără mine, fără o parte foarte importantă în mine, conștientizarea și alegerea. Reactivitatea este un răspuns automat. Când eu aleg însă răspunsul pe care să-l dau copilului meu, asta înseamnă că eu am suficient de mult timp, am suficient de multă claritate, am suficient de mult reglaj emoțional, încât îmi permite să optez între tipul de reacție pe care l-aș putea avea, între cuvintele pe care să le folosesc, și să optez în momentul reacții, ceea ce, desigur, e foarte greu, e să mai facem greu. Asta, normal. Și aici aș vrea să comentez un pic. Este foarte greu, mai ales dacă nu te uiți la tine. Dacă nu te uiți la tine, și am întâlnit atâția părinți care au spus, dar este imposibil, așa îmi vine, așa e natura mea. Așa sunt eu, apropo, nu? De, exact, da? Așa e normalitatea. Sunt eu coleric, nervos. Exact, da. Exact. Ori, ca psiholog și ca psihoterapeut, lucrez în domeniul acesta de mai bine de 25 de ani, totuși, există opțiune, dar ca să ajungi acolo ai nevoie să te cunoști, ai nevoie să înțelegi de ce s-au creat mecanismele acelea automate și să-ți dai seama că se poate schimba. Dar aici e nevoie de un pic de răbdare și de un pic de efort orientat către tine, nu către celălalt. Deci nu către copilul tău, nu către partenerul tău. Da? Pentru că marele... Adică ai vorbit de feedback-ul pe care l-a dat și mesajul pe care l-a dat Daniel. Da! Dar dacă cineva ar citi cărțile lui Gabor, da, și-ar înțelege din ceea ce povestește,
nu vorbesc din experiența reală pe care a trăit-o Gabor, pentru că el a pus-o foarte frumos în cuvinte. Dacă el, cineva citește cărțile lui Gabor și îl înțelege pe el ca părinte, cât de mult a greșit, s-ar întreba, domne, dar cum copilul ăsta poate să îi mulțumească așa? Da, da. Trebuie să fie ceva ciudat la mijloc sau normal că copiii își iubesc părinții așa cum... Așa cum sunt, da, da? Da. Și este adevărat și că întotdeauna copiii își vor iubi părinții, indiferent câte greșeli fac, dar este adevărat și că dacă Gabor n-ar fi făcut atâta efort cu el însuși de cunoaștere și de recunoaștere a greșelilor, erorilor, limitelor pe care le-a avut în relația de parteneriat cu soția și cu copiii săi, n-ar fi putut să ajungă astăzi scriitorul apreciat și vorbitorul super recunoscut în întreaga lume. Deci nu este doar meritul lui de orator și de scriitor, este meritul lui om lucrător cu el însuși. Asta a făcut din Gabor Mate un produs care astăzi este apreciat, dorit, citit, întâmpinat și, desigur, am dorit cu toții să-l avem prin preajmă mult mai mult. Așa este și, uite, un mare lucru ca părinte, de exemplu, apropo de relația asta dintre tine și copil, să recunoști când greșești, să spui, da, aici mi-am pierdut cumpătul, am țipat la tine, îmi pare rău, n-am să mai fac, stai tu cu tine, vezi, să analizezi trăirile, de ce ai acționat în sensul acesta. Câți părinți fac asta și, uite, mă gândesc așa prin comportamentul lor, câți cauzează traume și mă gândesc la dureri pe care copiii le poartă mai departe. Vreau să știu așa, cum lucrăm cu noi, de unde începem și ce ne sfătuiește și Gabor, să zicem, în cărțile sale. Gabor ne sfătuiește un lucru pe care orice specialist din acest domeniu îl va spune. Începem de unde ne doare. Începem unde lucrurile ne deranjează. Începem acolo unde avem nevoie de o îmbunătățire mai degrabă rapidă. Nu plecăm de la traume. Nu ne ducem atât de departe, da? Nu, da, mergem departe. Okay. Nu trebuie să plecăm din copilărie. Nu trebuie să explorăm cu orice preț ce mi-a făcut mama, ce mi-a făcut tata. Nici vorbă. Vom ajunge acolo. Drumul acesta de căutare a ce nu funcționează, a ce mă doare, a ce mă încurcă, mă va duce oricum înspre elementele de blocaj din interiorul meu și după aceea o să constat că ce a făcut eventual mama, ce s-a întâmplat în copilărie cu mine, ce evenimente am mai pătimit, da? Și în sensul bun al cuvântului, dar și ce evenimente am trăit în sensul bun al cuvântului, m-au format și m-au blocat în capacitățile mele de soluționare bună a ceea ce eu mi-am dorit. Psihoterapia, din punctul acesta de vedere, și psihoterapia traumei înseamnă să găsești punctele acestea de blocaj din interiorul tău. Deci pleci de la ce te deranjează, începi să te cunoști, începi să studiezi, să te studiezi pe tine cu posibilitățile și cu blocajele tale și vei găsi și ce te-a blocat, dar vei găsi și noi soluții. Nu pentru că eu, ca psihoterapeut, le ofer omului. Nici vorbă. De obicei, asta e un mit. Exact, că psihoterapeutul, psihologul, sunt niște vindecători, da, vindecător, mă duc acolo să mă facă bine, exact, că sufăr. Nici vorbă, nici vorbă. Noi ghidăm. Îmi vine să spun că noi suntem doar niște chizi în lumea aceasta interioară. Și mai aprindem din când în când niște becuri suplimentare ca omul să vadă mai bine. Și atunci omul își va găsi pe cont propriu soluțiile. Și asta e un lucru pe care îl accentuez de multe ori, pentru că mulți oameni spun, da, mie nu-mi trebuie nimeni să mă ajute, mă descurc singur. Da, așa este. Stai liniștit, o să descurci oricum singur. Dar asta nu înseamnă fără sprijin din exterior, fără un punct de vedere extern. Pentru că mult prea mulți oameni au trebuit să se descurce singuri și asta i-a îmbolnăvit. Asta i-a perturbat în strategiile lor și nu au mai știut la cine să se uite, cu cine să colaboreze, cu cine să se relaționeze. Așa este, vreau să-mi povestiți despre programul celor două zile, să știm la ce ne așteptăm de la sosirea lui Programul Găbărmate este, Românie. Este pus la punct acolo, e pe ore. Da, e foarte bine împărțit pe ore, pentru că programul lui Gabor este extrem de limitat și de aglomerat. Mi-ai spus, Sorin. Exact. E și normal. Da, e și normal de altfel. Normal. Persoană extrem de apreciată și de dorită și... Un plus suplimentar este că această carte pe care Edsura Herald ne oferă, practic se oferă în toată lumea. Și atunci programul lui este împărțit, el a creat practic o breșă pentru noi în București, în mijlocul turneului lui de lansare a cărții.
alt motiv de bucurie că încăpem și noi. Mi se pare că în limba engleză pe 13 septembrie a fost lansată. Și exact. Nici nu știu, poate tu știi dacă în alte limbi apar tot cu siguranță, lansarea cărții în limba engleză s-a produs în 13 septembrie și dacă nu mă înșel, Bucureștiul este al doilea oraș în care va avea acest discurs despre mitul normalității. Tema aceasta este dedicată zilei a doua. În prima zi este cea referitoare la relația părinți-copii. Uh-huh. Și în prima zi, la final, în 16 octombrie, la final, vom avea o interacțiune directă împreună. Gabor și cu mine vom sta de vorbă în fața publicului, luând întrebări care n-au apucat să fie adresate până la momentul respectiv din public și vom încerca să oferim oamenilor o experiență reală cu el. Pentru că, de fapt, asta este miezul acestei conferințe. Ideile lui sunt publice. Cărțile lui vor fi accesibile, dar experiența de interacțiune directă cu Gabor este altceva. Și atunci asta vom face în cele două zile. Și atunci eu am așa o întrebare. Ce este de fapt normalul zilelor noastre? Pentru că ați văzut în situații, în interacțiuni, noi ne referim. E normal să faci asta? Sau mi se pare normal că, nu? Care este normalul secolului 21? Ai, părință, ne lămurim. Hai să ne lămurim. O părere personală și scurtă ca să-i dau cuvântul. Din experiențele voastre, da, cu siguranță aveți o altă perspectivă decât avem noi, da, cei care nu normalul, ne ocupăm direct. Normalul, care etimologic vine, dacă ne uităm la rădăcina cuvântului, înseamnă normă. Norma înseamnă o regulă, da? Pe care societatea o stabilește, o impune, cum, mă rog. Da? Deci vorbim despre norme, despre reguli, despre cutume, dacă ne ducem în istoria omenirii și așa mai departe, da? Care definesc societatea, o cultură. Normal că aceste norme, la un moment dat, intră în acest dezacord cu valorile personale ale fiecărui individ. Eu vreau să trăiesc în acord cu valorile mele, da? E, valorile mele sunt în dezacord cu valorile mele. Societății, da, să spunem. Da. Și atunci apare această, cum să-i spun? Sincopă, să-i zicem. Sincopă, da. Antiteză, dihotomie, cum vrem noi să-i spunem. Deci, ce bine pentru societate s-ar putea să nu fie bine, natural și sănătos pentru mine ca individ. Și invers. Aș adăuga un alt element legat de normă. Normalul în zona științei provine din disponibilitatea asta de a face calcule statistice. Norma ca medie, cumva, care se întâlnește într-o populație. Și de multe ori, normele acestea s-au stabilit un pic de tot arbitrar. Un alt aspect legat de normă este vorba de majoritate. Exact. Da. Da. Și atunci, acest normal pe care îl pune Gabor Mate sub semnul întrebării și sub mitului este deprovocat, cel puțin, tocmai pentru a înțelege că funcționarea naturală a unui om are nevoie să întâlnească norme, reguli, o majoritate, da? Tocmai pentru ca noi să ne putem dezvolta în continuare. În timp ce până acum supraviețuirea sub semnul pericolului a fost norma, da. Și atunci a generat o serie de manifestări agresive care au fost normalizate. Ceea ce a însemnat ca noi să promovăm un stil agresiv de funcționare, interindividual, în grupuri, în organizații, și să credem mai mult în agresiune ca pază față de rău și mai puțin în a crede în bine și o dezvoltare a binelui. Ce frumos, ce frumos! Mă bucur tare mult că ați venit la noi. O plăcere, o discuție minunată și vă felicit pentru implicarea în acest eveniment. Vă mai aștept cu mare drag aici, între prieteni. Da, noi să mai colaborăm și... Cu mare drag vă așteptăm aici, minunată. Felicitări! Vă mulțumesc frumos!